Urmează să vorbim despre soacre și urmează să ascultăm o melodie dedicată soacrelor și aflăm cum se împacă Nătălița Olaru cu soacra ei. Salutare, draga mea, bine ai revenit și mă bucur să te revăd de nou an. Mai a fost așa un sfârșit de an și un început de an frumos pentru tine. Până ajungem la soacră, vorbim noi pe unde a fost minunata noastră. Unde ai început tu călătoriile la sfârșit de an? Moscova sau Parisul? Moscova. Moscova, două hai zile, la Moscova. Două zile, Moscova, două Paris zile. Două zile și munte. Londra două zile. La munte am întâlnit anul nou și iată că am revenit curând. Așa, hai să o luăm încetușor. Moscova. Ce ai făcut la Moscova? Cumpărături, shopping. Shopping la Moscova? Da. Acolo sunt blănuri frumoase. Și tu ești fana blănurilor. Da. Am înțeles. Mi-am cumpărat recent o blană albă și una neagră. Lungă? Neagră lungă, albă scurtă. Ei, dar când ai să pui poze cu ea? Am cu el? Hai, că aici ai fost în Moscova, dar nu te-ai fotografiat în blăniță. Iată tu ce ai făcut la Moscova. De obicei se duc în Europa la shopping, dar tu? Nu, în Moscova. În Moscova, iată așa. Am înțeles, nu te întreb cât costă, că o să ne sară toată lumea în cap. Știm noi cam cât costă blănuri de dimensiunea asta, lungimea asta, pardon. Parisul a urmat. Nu, sau Londra. Londra, hai, Londra. Încetșor. În Londra am vizitat multe locuri interesante. Am fost la câțiva prieteni. Ne-am distrat, cafenea, terasă. Dar cu cine? Cu soțul meu. Așa, dar făcăi? Cu soțul meu, dar i-am lăsat cu mama acasă. Mama sau mama soacră? Mama mea. Ca ajungem la soacră. Da. Dar soțul meu nu prea îi place să se fotografieze. Da, și de asta n-am postat nicio poză. Nu-i sigur. Nu-i sigur, tot până la chinu, până îl rog pe eu. Hai, te rog. Da, da. Trebuie să-i prinzi în toane bune. Ce ești toți și la noi. Ei, bine, măcar că are cine să-ți facă poze. Are. Vezi? Parisul. El nantuț și îți primesc pozele frumoase. Următoarea destinație, Parisul. În Paris, la fel, am fost în ospiție la un prieten, Sergiu Băieșu, care ne-a primit cu mare drag. El avea evenimente și ceremonii private acolo la dânsul pe loc, dar ne-a acordat și nouă timp. Am mai fost încă o dată la Tour Eiffel. Mm-hmm. Ne-am ridicat în sus cu ascensorul. Ai și filmat de da, sus? Până în jos, până la prima scară am coborât cu ascensorul și am zis soțului, haide în jos, ne ducem pe scări. Și nu era chiar mare distanța, dar oricum am coborât pe scări și trei zile. Eu dacă nu prea fac sport, am avut febră de mușchi vreo trei zile. Și apoi, la munte, deja a fost reuniunea familiei. Da, la munte am mers și mama, pentru că soțul meu schiază, eu schiez, fetița mea, Andreea, schiază și ne făceam griji pentru Mihaiță, dacă o să schieze dacă și el. Mihaiță în februarie va împlini 4 ani. Mm-hmm. Dar ni s-a reușit. La școală? Nu. Nu? Ni s-a reușit foarte bine, soțul meu l-a învățat și n-am postat, dar schiază și băiatul la 4 ani. Oh, bravo! Da. E foarte important să-ți educi copiii de mici să facă lucrurile astea. Tu la cât ai urcat prima dată pe schiuri? 30. La 30? Și cum arătai? Când era pe schiuri? Da. În cât timp ai învățat să schiezi? Două zile. În două zile? Două zile. Destul de bine. Da. Și am fost cu o companie foarte și foarte interesantă. Am fost cu mătrii Valentin și Olesia Brașovanu și ne s-a părut interesant. Am avut acolo și urători din Ucraina cu melodii la fel de interesante. La ora 12 am avut focuri de artificii. Plăcut și interesant, frumos. Chiar ați început anul așa pozitiv. Și chiar mă bucur că înainte de anul nou, de sărbătoarele de iarnă, am refuzat ceremoniile private ca să acord mai mult timp familie. Soțului meu, copiilor mei, da, și rudelor apropiate, prieteni Bravo. Cunoscuți. De fiecare dată de anul nou eu cânt, dar în acest an ai cântat pentru ai tăi. Da, nu, mi-au cântat mie. Ți-au cântat. Asta este și mai bine. Astăzi vii cu o melodie care o să ungă toate soacrele la inimă, așa? Da. Cum te faci cu soacra? Binișor. Des ne întâlnim, chiar și de sărbători mă ajută și cu
mâncarea, de a pregăti ceva gustos. Finisher. Bravo, bravo. Să dea Domnul relații frumoase între toate fetele și mama. Mama soacră. Mama soacră, mama bărbatului din viață. Hai să ascultăm melodia. Cu mare drag. Hai să ascultăm și să ne bucurăm și să-ți dorim milioane de vizualizări. Mulțumim. Pentru că melodiile pe care ajungi tu să le cânti sunt pe placul celor de acasă. Sperăm că o să fie și aceasta. Nora când e prea frumoasă, soacra umblă mânioasă, nu-și găsește loc în casă, nu mai vrea să stă la masă. Nu-și găsește loc în casă, nu mai vrea să stă la masă. Merge ea pe la vecină, unde plânge și suspină, că în casă-i o străină. Și mai mare gospodină, că în casă-i o străină. Și mai mare gospodină. Nora când e prea frumoasă, soacra umblă mânioasă. Nora-i fată tare bună, toți vecinii o să-i spună, că de zori cu drag muncește și bărbatul și-l iubește. Că de zori cu drag muncește și bărbatul și-l iubește. Dacă încoace plăcințele, merge la soacră cu ele. După un pahar de o oră, i-a plăcut soacrei de noră. După un pahar de o oră, doar de bine o vorbește. Amândouă se împacă, ce mai noră, ce mai soacră. Amândouă se împacă, ce mai noră, ce mai soacră. Și nici fiecare soacră nu e ca o pomă acră. Lasă știe lumea toată, lasă știe lumea toată.